RTB News. Bogdan Artistu sau Bogdan Canajambe ne este familiar după ce a lansat melodia Canajambe, un hit care se aude la 10.000 de kilometri depărtare. În materialul următor v-am pregătit o prezentare mai amplă a lui Bogdan Artistu Canajambe. Bogdan Artistul se trage dintr-o familie de lăutari din zona Buzăului și a fost descoperit de binecunoscutul impresar Dan Bursuc. Calitățile sale vocale de invidiat au fost atent șlefuite în Școala de Arte, Muzică și Tradiție Dan Bursuc, iar eticheta muzicală care îl reprezintă și cu siguranță va rămâne legendă este Canajambe. De altfel, datorită succesului pe care l-a înregistrat melodia lui Bogdan, un club din capitală poartă numele de Canajambe. Totodată, Bogdan Artistul a fost cooptat și în echipa emisiunii În Puii Mei, unde a jucat alături de actorul Mihai Bendeac.